Pentru creștinii ortodoxi, astăzi a început postul Paștelui, cel mai lung și aspru post din an. Prima săptămână din postul mare se numește Săptămâna Curată. Oamenii de la țară țin cu sfințenie câteva reguli, astfel încât gospodăriile și animalele lor să fie ferite de rele. Regulile bisericești au stabilit că zilele rânduite pentru ajunare, adică abținerea totală de la mâncare și băutură, sunt lunea și marțea din prima săptămână a postului, iar în ultima săptămână a postului, numită Săptămâna Patimilor, se ajunează luni, marți, miercuri, vineri și sâmbătă. În aceste zile se pot consuma seara doar pâine și apă. În postul Paștelui sunt interzise cununiile religioase, nu se cântă și nu se dansează. Potrivit rânduielilor bisericești, această perioadă de post amintește de suferințele lui Hristos pe cruce. Astfel, în această perioadă, petrecerile sunt considerate nepotrivite. În postul Paștelui, credincioșii se abțin de la anumite alimente, precum carne, ouă, pește, brânză, lapte. Credincioșii totodată adoptă o atitudine spirituală, fiind îndemnați la rugăciune și purificare sufletească. Iubiți credincioși, începând de astăzi, am intrat în postul Paștilor, o perioadă de intensificare a rugăciunii, a faptelor bune, însoțită de postul de alimente considerate de dulce. Trebuie să ținem cont de un aspect. Postul, fără rugăciune și fără fapte bune, nu este decât o simplă dietă. De aceea vă recomand pe această cale ca în această perioadă a postului să intensificăm rugăciunea, milostenia și faptele bune. Mulți creștini își urează în această perioadă un post ușor. Eu v-aș recomanda să aveți un post folositor pentru sufletul dumneavoastră. La finalul acestei perioade a postului să ne bucurăm cu toții de slăvitul praznic al Învierii Domnului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. În postul Paștelui este recomandat să nu se consume unt de lemn, iar fumatul și alcoolul nu sunt permise. Pe parcursul întregului post există așa numitele dezlegări la pește, când cei care postesc au voie să consume mâncăruri din pește. Zilele când au dezlegări la pește sunt de praznicul Bunei Vestiri și de Flori, în duminica dinaintea Paștelui. Se spune că de la postul propriu zis pot fi scutiți copiii, femeile gravide, lăuzele și bolnavii. Însă asta nu înseamnă că se pot lipsi de postul spiritual și de rugăciuni. În săptămâna mare se mănâncă doar seara pâine și se bea apă și în vinerea mare se ține post negru. În postul mare creștinii trebuie să dea dovadă de o grijă spirituală sporită prin renunțarea la produse de origine animală. Mai mult aceștia trebuie să se înalțe sufletește prin rugăciune alături de fapte bune.